bun găsit, prieteni! Suntem alături de antrenorul român Cosmin Olărăiu. Salut, Oli! Salut! Cum, când începe campionatul în China, cum decurg lucrurile de care va fi sistemul după această pandemie? Da, probabil undeva în jurul datei de 20 iulie, 24, cred eu, mai exact. S-a schimbat sistemul, din ce am înțeles, vor fi două grupe de câte opt echipe. noi Bineînțeles că am picat într-o grupă cu Guangzhou, prietenul meu, prietenul. da, Fabio, și nu aveam cum să-i ratăm. Și o grupă grea cu Shanlong, o altă echipă foarte puternică acolo. O grupă care se va juca la Shanghai. Cealaltă grupă se va juca la Guangzhou. Și se va juca tur-retur, -tur, timp de două luni, cred. Se va juca o distanță mică, 4 zile, 3 zile, maxim 5 zile între jocuri. Lucru care va, va crea o solicitare foarte mare spre pentru că în perioada asta e foarte cald și o umiditate foarte mare. La fel și în este un oraș la mare și cu o umiditate foarte mare. După care, primele patru echipe din fiecare grupă vor intra într-un sistem genul nostru play-off și în echipele celelalte în sistemul play-out ultimele patru din fiecare grup. De acolo practic există o, o sugestie, însă se va stabili în funcție de ce se va întâmpla la perioada respectivă din punct de vedere al acestei pandemii. Ea va genera programul următor. S-a dat totul peste cap. Practic, campionatul trebuia să înceapă în februarie. 22 martie, februarie. Februarie. Ai făcut cantonamente, nu în iarnă, la Dubai? Nu, nu spune că e foarte greu. Foarte greu. Am făcut pregătire, două stagii de pregătire. După aia s-a amânat. Nu știam până când. Am reluat, pentru că se putea să înceapă în aprilie, am reluat pregătirile martie. După aia s-a spus în mai, nu puteam să întrerup, am continuat, am mai dat pauză. A fost destul de complicat programul, pentru că n avem tot timpul când faci o pregătire, pleci invers, de la data în care încep campionatul și descrești. Așa ți organizezi pregătirea. Însă noi, neavând punctul final, niciodată nu știm încărcătura care să o dăm antramentelor, jucătorilor, pentru a ajunge cu ei într-o formă maximă la începutul sezonului. Și voi străinii nici n-ați putut să ajungeți în China, se pregătesc jucătorii local, nici acolo, nu? Da, local și... se pregătesc cu preparatorii fizici și cu unul dintre colegii noștri, sub îndrumarea noastră și supravegherea noastră, pentru că eu văd toate antrenamentele și partidele amicale care au fost. Chiar mâine avem un meci amical și urmează să le trimit formația care o începe mâine jucătorii străini nu au venit, însă la fel ei au ținut legătura cu preparatorii și cu mine și s-au pregătit individual, sau au mers la cei care au existat posibilitatea să se antreneze cu echipe din, din regiunea unde stau ei. Teixeira, deci Eder, Miranda, unde? Unii în Brazilia, unii în Italia? Fiecare, anul? dacă vrei ți arăt antrenamentele lor, le am, îmi trimit, îmi spun sunt conștient și că sunt jucători care nu au ajuns, sunt întâmplător la nivelul ăsta. Îți dai seama că nu. Sunt profesioniști la și se vede lucrul ăsta și cum joacă și până unde au ajuns. Nu? Și când vă reuniți cu toții? Când reușești uh, să pleci și tu? Cred secundi. că în cursul săptămânii, săptămânii viitoare vom pleca și noi. Trebuie să obținem o viză specială pentru a intra în China. Și probabil în săptămâna viitoare vom fi și noi acolo. Urmează perioada de carantină, cred care e destul de incomodă pentru noi, mai ales pentru mine, care eu sunt un tip mai umblărez, dar nu prea stau într-un loc. Și după care probabil vom intra în linie dreaptă pentru, pentru campionat. Cât de afectată a fost bugetul echipelor? Cât se va schimba situația acolo? Pentru că se știe China investise foarte mulți bani în Liga da, Ei și... au făcut înainte de, de această pandemie câteva reguli pentru A limita anumite lucruri în, în bugetul echipelor Referitor la salarii jucători locali, jucători internaționali și sumele de transfer A mai crescut numărul de jucători străini cu 1 Au creat o anumită Strategie pentru Pentru viitor Și în special pentru echipa națională Și cred eu că e un drum bun pe care merg. Fiecare echipă este afectată. Eu cred că nu numai în China, peste tot în lume. În primul rând, sponsorii, în primul rând, biletele care se și acolo vin oameni la meci. Adică sunt stadioanele aproape pline și sunt încasări din bilete, drepturi de televizare și tot așa. Cred eu că a fost afectat bugetul fiecare echipe. Dar, în general, cred eu că se vor regla toate aceste aspecte și se va găsi un numitor comun. Sezonul trecut ați depășit așteptările față de bugetele altor echipe pe care le-ați depășit. Ce-ți propui de la următorul sezon? Sincer, e foarte greu. Am stat foarte mult și m-am gândit, știi? Eu mi-aș fi dorit să existe posibilitatea să. Să ne întărim și să ne batem uh, pentru locurile fruntașe, titlu, cupă, uh, adică să progresăm și să facem un pas înainte. Această pandemie, bineînțeles că ne-a pus un pic frână pentru că e foarte greu acum să merg la conducătorii echipei să le spun cumpărați-mi jucătorul X sau jucătorul Y după perioada asta. Mi se pare. Uh, Destul de greu să facă lucrul ăsta și lipsi de bun simț. Însă, vom face ca de obicei tot ceea ce depinde de noi, și sperăm să-i motivăm și pe jucători să facă lucrul ăsta. E greu, gândește că sunt aproape șase luni de când nu au mai jucat și când s a întrenează. adică sunt mulți factori indirecti care pot influența performanța echipei și a jucătorilor. Însă, eu sper, și în condițiile astea, să, să ne autodepășim și să facem lucruri bune. Te dori de fotbal? Nu ai mai stat departe atâtea săptămâni de terenul de antrenament? Cred că niciodată. Niciodată. De când am început să joc fotbal, până acum n-am stat atât de mult departe. A fost, practic, cea mai mare perioadă din viața mea în care am stat acasă și nu am avut o muncă directă cu echipa. Însă am reușit să, să fiu aici, să da. particip la alte lucruri decât fotbalul care ți-am spus în, în celălalt episod al discuției noastre și vezi, uite, cred eu că a fost de bun augur, totuși. Lumea se va schimba după această perioadă? Cum îți vei motiva jucătorii? Sau discuțiile cu ei vor fi altele? Și măcar psihic, mental, este afectată lumea după această perioadă? E afectată din mai multe puncte de vedere. Și moral, psihic, există o nesiguranță care, care la tot pasă o întâlnești, oamenii sunt mult mai reticenți, mult mai distanți, cred eu, așa am observat eu. Însă, demotivați și de determinat echipa, cred că vom reuși să găsim resurse. De fapt, Asta e, asta e minirea noastră și vom încerca din, din răsputeri să facem lucrul ăsta. Însă, pentru mine, v-am spus, a fost un lucru uh, destul de, de greu de, de manageriat, pentru că, vă dați seama, chiar vorbeam cu colegii mei și noi am avut foarte multe meciuri de pregătire cu echipele din China pe care le-am câștigat. Toate cu cele din, din China. Și eram într-un moment bun și cred că dacă ar fi început campionatul, atunci era, echipa era în formă, era pregătită. Acum, după toate lucrurile astea, probabil va fi puțin mai greu, însă vom găsi noi resurse să le punem pe linia de plătire. Au început uh, nemții primii, apoi și spaniolii dintre campionatele puternice, dar pare urât fotbalul fără spectator. Ai, ai M-am uitat, la... uitat, dar. Uh, ai impresia că, știi, când joci meciurile amicale, acum în pregătire, nu vin spectatori și majoritatea meciurilor sunt fără spectatori, ceea ce în subconștientul meu, că mă uitam la televizor, mi se părea că sunt meciuri amicale, nu meciuri oficiale. Chiar dacă, chiar și bucuria puțin, știu jucătorii se bucurau, dar parcă nu se bucurau la fel de mult ca înainte, când se duceau la galerie, Creau acele meleuri care acum nu mai e voie să le, le faci. Era puțin reținută bucuria lor și lucrul ăsta părea așa, un pic fake. Dar cred eu că e un prim pas, nu e un lucru ușor, însă după tot ce s-a întâmplat, cred eu că ușor, ușor, pas cu pas, să ajungem să jucăm iar cu, cu stadioanele pline. Ierarhiile cred că vor fi afectate după această pauză? Cred că da. Cel puțin pe noi, la meciurile de acasă, noi am avut un suport fantastic. În doi ani de zile am pierdut, cred că, 1, două, două jocuri, trei jocuri. Nu cred că am pierdut foarte multe meciuri acasă, pentru că acolo suporterii chiar aduc un, un aport fantastic. Adică când joci la, la, noi, există o presiune foarte mare pentru adversar. Și lucrul ăsta ne-a ajutat foarte mult. În România deja sunt probleme la unele cluburi cu cazurile de coronavirus. Poate fi, mai poate fi dus campionatul ăsta până la capăt. Mai e un campionat normal când ai atâta pauză, când o echipă poate era în formă, acum... Nu da, la noi, știu, au apărut lucruri. Eu chiar nu știam, am auzit de la, de la voi aici sunt lucrurile într-un fel, în altă parte sunt în alt fel, probabil vor mai apărea. Sper că ele să nu influențeze și să nu creeze probleme și mai mari, să fie doar cazuri izolate. Da. Steaua, Craiova, CFR, echipe cu, echipe cu șanse la titlu, unele dintre ele vor fi avantajate, altele dezavantajate. Unele nu joacă din cauza problemelor la adversari, altele mai au și cupa. Cât de cât de puternic va fi afectată lupta pentru titlu? Probabil că va fi va influența starea asta și lupta pentru titlu, deși uh, Steaua, CFR-ul și Craiova sunt echipele cele mai îndreptățite să gândească la, la campionat, uh, fiecare cu propriile resurse. Însă depinde până la urmă de fiecare în parte, de modul cum voi știți să gestioneze faptul că joacă fără spectatori, cum vor reuși să... Știi că m-am gândit foarte mult la lucrul ăsta. Da. Foarte mult. M-am gândit chiar să simulez spectatorii din tribună. Sunt multe lucruri. Acum, la ultimele meciuri amicale, să joc pe un teren asemănător cu cel care vom juca, să folosesc echipamentul de joc, pentru că ei gândește că nu s-au mai îmbrăcat în echipamentul de, de joc de șase luni și s-au îmbrăcat în echipamentul de antrenament în permanență. M-am gândit la ea în lucruri pe care mi le-am notat și care atunci când mă voi întoarce să le pun în practică pentru a readapta uh, mental jucătorii la nivel de competiție. Știi? Pentru că în momentul de față fiind o pauză foarte mare care și la jucători nu a fost niciodată așa de mare sunt oarecum relaxați și vii dintr-o dată și începe competiție. Fără spectatori are tot o nuanță de, de meci amical. Știi? Și atunci tu trebuie să faci, să găsești soluții ca să le trezești starea aia de competiție. Lucru care nu e ușor, dar asta spun, depinde de fiecare în parte cumva, știi, să, să gestioneze și să uh, și motiveze. Să... Sunt multe aspecte, însă fiecare antrenor, fiecare club, depinde de el. România, la fel ca unele dintre campionate puternice, ca Spania, Italia, Germania, Anglia, și la noi în țară s-a decis să se joace până la capă. Din punct de vedere a antrenorului, ți se pare corect că se joacă chiar și în aceste condiții când unele echipe sunt favorizate, altele Bine, echipele care erau la retrogradare se agață de lucrul ăsta ca să scape, echipele care se bat uh, pentru titlu, se, la fel se agață să câștige titlu. Cred că e ok și e fer să întâmple lucrul ăsta. Nu poți să termină o competiție spre a câștiga X, pentru că mai sunt meciuri și atunci mai există o șansă în plus. Și păi, ăsta e un factor prin care poți motiva, pentru că în momentul ăsta se putea termina campionatul, mai avem o șansă, hai să profităm de ea, nu? Dinamo cu a picat în cupă, vom avea două meciuri în semifinală, bucurie pentru noi televiziunile, dar Dinamo este într-o situație foarte grea. Se bate din nou la play-out, n am mai văzut play off de câțiva ani și este și situația asta de haos total la club. Da, sunt lucruri care mă depășesc, dar da. nu, nu cunosc în detaliu ce se întâmplă la cluburile din România, însă Dinamo e un club cu o tradiție foarte mare, cu un club puternic și trebuie să revină acolo unde e locul. Iar am văzut, am fost la un derby Steaua-Dinamo la ultimul din campionat, în campionat, nu? Da, da, da. Și păi, cred un, că s-a mai... Dinamo a câștigat, deși practic Steaua era favorită pe, pe hârtie, însă vedeți se mobilizează la derbiul jucătorii iar diferența teoretică dispare. Cred că nu s-au mai întâlnit în Cupă de la acea finală de la Brașov, steaua Dinamo 2 Da? Da. Sper să fie de bun augur. În dublă manșă, Steaua favorită? În general, echipele puternice, mai puternice sunt favorite în două meciuri. Pentru că au două șanse, fiind o echipă mai experimentată, mai puternică, mai valoroasă, știe să-și valorifice avantajul ăsta. De obicei, outsiderle, pentru outsideri e mai bine un meci. Acolo este o șansă mai mare pentru ei. S-au dat peste cap toate competițiile. Olimpiada s-a mutat la anul. Euro trebuia să înceapă pe 11 iunie. Nu, nu începe. Vor fi îngrămădite competițiile. Vor rezista fotbaliștii, sportivi la un astfel de rit. Vor fi avantajate echipele cu loturi numeroase, cu jucători de valoare. Ah. În perioada asta de pandemie sunt oameni care au rămas fără servici, sunt oameni care au murit, sunt afaceri care au dat faliment. Se întâmplă fel și fel de lucruri în perioada asta, iar stresul fotbalistului sau al sportivului cred că e ultimul lucru la care ar trebui să ne gândim. Până la urmă, fotbalul se înseamnă bucurie pentru oameni, pentru cei care se uită pentru că nu mai pot veni la stadion, iar ei trebuie să facă eforturi pentru a aduce această bucurie în casele oamenilor, chiar dacă nu, nu pot veni la stadion, pentru că sunt puține lucruri de care mai poți te bucuri în ziua de azi. Avantaj sau dezavantaj pentru Mirel și pentru România că meciul din Islanda nu s-a mai jucat când trebuia și se va juca în octombrie, dacă se va juca și atunci. Mirel cred că știe dacă e avantaj sau dezavantaj. Eu cred că timpul e în favoarea lui pentru că este un antrenor nou la, la echipa națională. Însă ar fi fost bine să aibă jucătorii la dispoziție, profitând de pauza asta mai mult decât ar fi avut de obicei pentru a încerca să-și pună planul lui și ideea lui de, de joc în practică. Adică eu aș vedea lucrurile că el să aibă un, chiar un stagiu de pregătire, nu știu, sau eu dacă aș fost aș fi, în măsură să decid, aș fi decis pentru mirel să aibă un program cu echipa națională, poate chiar numai cu jucătorii din campionatul intern, nu știu. Măcar să înțeleagă ce, ce dorește el de la ei și să să se cunoască mai bine. Deși nu mai avem așa o echipă puternică, îl vezi calificându-ne prin spiritul lui, prin nu știu, calitățile lui pe care le-a demonstrat de antrenor cu Naționala de Tineret? ar fi bine ca el sau el să le împărtășească sau ei să ia de la, de la el spiritul ăsta, pentru că atunci cu siguranță am fi favorizat la calificare. Cred că va reuși să, să le implementeze acest spirit Însă sunt lucruri care depinde de antrenor Și lucruri care nu depinde de antrenor Iar aici trebuie să avem capacitatea de a înțelege și judeca aceste lucruri Eu sunt convins că Mirel va aduce un plus necesar echipe naționale va fi o creștere cu el E o strategie pentru că el a venit de la tinere cu niște jucători pe care îi cunoaște foarte bine și care vor face pasul către echipa mare. Sper că el să reușească și sper că echipa națională să reușească să readucă fotbal românesc în prim plan. Pentru că pentru echipele de club e mult mai dificil în momentul de față. Despre antrenorul Mutu, ți-ai putut face o părere ultima dată a fost în țările arabe, acum este la națională de tineret. Crezi că poate prelungi el rezultatele acestea bune pe care le-a avut Selecționat Under 21 cu Rădoi? Uh, sincer să fiu, nu mă așteptam ca Adi să vrea sau să-și dorească să devină antrenor. Mai repede îl vedeam în postura unui președinte de club, manager de club, ceva de genul ăsta. Adică am fost chiar surprins în momentul în care el. A făcut pasul către această meserie și nu mi-am adică mi dat seama la momentul respectiv cum va reacționa ce va încerca să, să facă. Însă, pe parcurs, am aflat de la diferite persoane că este extrem de interesat de această meserie. Preocupat, încearcă să, să învețe foarte multe lucruri. Să se perfecționeze și lucrul ăsta e mai mult decât de admirat pentru că Un jucător de talia lui ar putea să spună a nu că le știu eu pe toate și uh, Fac eu așa cum cred eu Însă el e dornic să învețe e dornic să acumuleze cunoștințe Și chiar am fost surprins de lucrul ăsta Și cred că va reuși să aibă o carieră frumoasă uh, M-am întâlnit cu el Odată la acel meci cu Dinamo Am stat de vorbă cred că șapte minute șapte minute de întrebări despre fotbal. Adică n-am apucat să ne spunem ce faci, ești bine, cum e familia, n-am discutat. Nu mai fotbal, stânga, dreapta, dacă joacă așa, dacă face așa. Lucru care m-a impresionat pe mine, sincer. Uite că acum îmi vine în minte că mulți dintre foștii tăi elevi au devenit selecționeri contra Rădoi, dică secundului Rădoi, a fost Rădoi și Dica între unul la Steaua. O prița e antrenor o... Bolan este antrenor da. o Petre Marin, Giona. Da. au furat, uh, Popa, Vintilă, Cara Marin, uh, nu mai știu. Faci o echipă. Ovidiu am înțeles. Ovidiu Petre. Poenaru, care face da. o treabă foarte foarte bună. Uh, chiar nu mai știu, majoritatea dintre ei au probabil a fost un fel de virus care s-a <laughs> răspândit. Însă nu, nu, nu cred că era încă ales bine. Dar în timp ce tu antreneai și ei erau elevi, a fost vreunul care a venit să-ți ceară notițe de antrenament sau l-ai simțit, simțit, pe vreunul că va are... Lucrurile s-au schimbat, jucătorii sunt mult mai, conștient, mai conștientizează mai mult în momentul de față fotbalul. Nu mai e fotbalul, te duci la antrenament, 5 contra 2 minute, 3 șuturi și plecăm acasă. Vor să știe de ce, pentru ce, de ce facem aia, la ce ne ajută, cât lucrăm tactic, de ce lucrăm tactic, cât e ședința, de ce e atât de lungă, de ce e atât de scurtă. Sunt multe lucruri. Știi? Și eu la început, când am plecat, mi se părea că nu știu, acum mi se pare că nu știu foarte multe lucruri comparativ cu perioada în care am început. Dar tu îți dai seama, eu pot să reglez dintr-o ședință, dintr -o video sau dintr-o analiză adversarului, modul în care îi motivezi sau le implementezi jucătorilor o idee, o idee despre adversar. Dacă te duci și joci cu Real Madrid și le arăți 30 de minute din realizările lui Real Madrid, nu mai vin la meci. Și atunci le arăți 5 minute realizări, 10 minute defecte, nu? Unde putem să jucăm și atunci mintea lor se inoculează ideea că pot, că există o șansă, nu? Dacă le arăți 30 de minute cât de bun sunt ei, nici nu mai chiar nu am discutat mai devreme, eram la, la o discuție și înainte de meciul cu Guangzhou bătea talisca lovituri. Și le-am zis, vezi, doamne, să nu arăți la portar cum bate asta lovituri, că nu mai, mai stau în poarta aia mâine. Deci, ai, trebuie să reglezi lucrurile astea, sunt niște strategii și în asta, știi? Lucru pe care atunci când am început nu știam. Deci ședință, atac, apărare, egal, nu, nu, înțelegeam. Acum sunt multe lucruri de touch de, de, pe care le-am învățat și care mă ajută. Însă, jucătorii acum sunt preocupați și mulți dintre ei au un nivel de inteligență poate peste nivelul jucătorilor din trecut. Apropo de Real, Barça, City, echipa de aceste mari, sistemul acesta de desemnare a câștigătorii Ligii campionă de anul acesta, care va fi un sistem play-off, va avantaja vreo echipă sau la nivelul acesta și valorile pe care le au Echipele puternice sunt avantajate de, de sistemele astea a la lung. În meciul eliminatorii există o șansă pentru toată lumea. Mai vreau să te întreb în final cum îl vezi pe Yanis Hagi, S-a transferat, a fost cumpărat de Rangers. Da, am văzut și a explodat acolo. Da, și acum, acum a fost cumpărat da, de, am de, am de am Rangers da. în perioada aceasta. Îl va ajuta acest stil de campionat să crească el uh, cred că, forță. că uh, nu știu dacă vorbim de forță nu știu dacă da. vorbim de el e un talent uh, am văzut uh, prima oară când l-am văzut jucând nu înțelegeam pentru că nu știam dacă e același jucător că odată dată bătea corner pe partea cu drept o dată pe partea aceasta cu stânga. Deci, nu e același jucător. Poate nu l văd eu la televizor nu mi dau seama după care mi-am dat seama că de fapt era el și bătea și lovituri libere cu ambele picioare ceea ce e, e foarte greu, foarte rar să găsești asemenea jucători. La el este vorba de suportul care îl are din partea antrenorului. Cred eu că eu nu-l cunosc și vorbesc oarecum din exterior, fără să-mi dau seama. Dar el, în momentul când am mers la Rangers, mi s-a părut că Gerard i-a dat încredere, nu? Și atunci el a explodat, pentru că simțea încrederea. Uh, un jucător, Sunt mulți jucători care au feeling-urile astea, și în momentul când simt încrederea antrenorului, se exprimă la un an nivel. La viitor au făcut la fel, pentru că era Hagi care avea încredere în el, avea libertate și s-a exprimat la fel ca și la Rangers extraordinar de bine. Probabil unde a simțit uh, o doză de, de neîncredere, nu a avut aceea și la echipa națională cu Mirel. La fel. Probabil că el are nevoie de suportul ăsta și unde îl găsește uh, și mă bucur că l-a găsit la Ranger și au avut încredere și l-au luat. Probabil că aici va fi decisiv pentru el că va face pasul către uh, fotbalul mondial și își va găsi locul pe care îl merită. Însă sunt jucători care depind foarte mult de încrederea pe care le dă antrenorul și de, de feeling-ul care l au cu antrenorul respectiv. Continui în Asia? Pentru că contractul mă obligă să continui în Asia. Cât timp? Deocamdată un an și jumătate. Ai putea să antrenezi în același timp și o echipă de club și o echipă națională, referitor la oferta din Emirate? Mm, N-am cum, pentru că mă gândește că e o diferență foarte mare de timp, de fus orar, de orice. Și nu, în momentul în care antrenezi o echipă de club și o echipă națională din același campionat, există o posibilitate. Pentru că ești acolo, vezi jucătorii, vezi echipele, vezi meciurile, asistenții pot, colegii tăi pot merge să vadă jucătorii și echipele. În momentul în care o distanță foarte mare e și diferență de ar cum faci să vezi meciurile? E imposibil. Ce rezultate ar trebui să ai ca să antrenezi în Europa sau ține și de șansă? Depinde de oportunitate. Nu, nu cred că trebuie să ai niște rezultate sau... Cel puțin eu nu știu ce rezultate ar trebui să am, adică nu m-am gândit niciodată la lucrul ăsta. Eu niciodată nu mă gândesc în plena un drum, uh, trebuie să fac lucrul ăsta, să câștig, să... Nu, încerc să-mi fac meseria cât pot de bine și să câștig următorul meci. Pe aia la sfârșit, dacă suntem câștigători sau nu, mai vedem. Uh, pentru mine proiectul Jiangsu a însemnat ceva nou, pentru că eu am fost tot timpul la echipe care și-au dorit să câștige titlul și la echipe de top care tot timpul au încercat să se a titlul. Aici am venit o echipă care venea după un campionat în care a evitat retrogradarea și era o echipă, cum să spun eu, cu potențial la un început de drum și un proiect în care am riscat, dar a fost un risc asumat. Cât se te mai vezi de antrenant? Nu știu. Tot timpul spun a, nu, că nu vreau să antrenez, mai vreau să antrenez până la X, după care mă nu mai antrenez și nu știu. Și acum, în perioada asta, cât am stat acasă, mă gândeam, zic că o să antrenez și eu tot până la o vârstă mai înaintată, că nu, nu, nu văd ce să fac. Stai acasă. Citeam într-o. Nu știu unde am citit. Că atunci când renunți sau te lași de. de de meseria asta, e cum te-ai gândit la moarte. Începi să te gândești la moarte, adică ești bătrân și începi să te gândești la alte lucruri. Chiar un manager de club, nu mai știu unde am citit sau unde am văzut lucrul ăsta, i-a spus și unui coleg de lui da, zice nu, că eu mă retrag. Dacă te retragi înseamnă că ai început să te gândești la moarte. Și mi-a rămas întipărit în minte lucrul ăsta și nu mă gândesc. da după 20 de, după 20 de ani ai aceeași poftă ca în prima zi sau poate mai mult? Nu s-a mai erodat în timp? Sau încerc să aduc ceva nou tot timpul? Încerc să aduc ceva nou în viața mea tot timpul. Mă implic în diferite lucruri, chiar dacă nu sunt expert în ele și încerc să învăț din mers. așa. Însă, tot timpul mă gândesc că sunt puțini oameni care au posibilitatea să facă ceea ce le place cu adevărat. Și eu am avut această posibilitate și ar fi păcat să-i rosesc. Și cei care fac această meserie, și tot timpul le spun asta. Sunt oameni care, în general, fac lucruri pe care nu și le doresc. Sunt forțați să le facă de situația lor, de viața lor și tot așa. Noi avem acest privilegiu și trebuie să, să profităm de el, să, să facem cu plăcere și cu cel mai mare entuziasm. De asta spun că nu. Uh, îmi place să, um, să mă implic în proiecte noi, încep să merg la o echipă, pentru că pe mine e o competiție cu mine. Vreau să văd dacă și acolo. Mă sunt în China, vreau să văd dacă pot să reușesc în China, pentru că veneam din, din Golf, unde fusem în diferite țări și avusem diferite rezultate, uh, bune sau mai puțin bune. Și atunci am încercat să merg să încerc și în China. Mi-ar place să merg în Japonia să, să antrenez, să văd, uh, pentru că am mai jucat acolo și știu, sau în Corea sau. Într-o altă țară, pentru că vreau să văd dacă pot să fac ceva și acolo. Care a fost cel mai frumos cadou pe care l-ai primit de ziua ta? Nu, sincer, gândește că e foarte greu să. Uh, pentru mine e un cadou fiecare zi pe care o trăiesc. Și atunci mi-e greu să aleg un cadou. Cadou e tot timpul faptul că cei care sunt apropiați sunt lângă mine. Și ăsta e cel mai frumos cadou. Sănătate și succes acolo unde faci onoare numele de uh, România, acolo unde antrenezi și în dreptul tău apare tricolorul. Va apărea întotdeauna. N-am mai câștigat în ultimul timp, n-am mai putut să îmbrac tricolorul. Chiar am văzut acum câteva zile, mi-a trimis cineva o poză în care era câștigat în campionatul de la Lacli sau la Lain, nu mai știu ce, aveam tricolorul. Și, -și câte când am mai îmbracat tricolorul? Eh, poate să vină și ziua aceea. Trebuie să l îmbrac, mă, mă promit că că îl voi îmbrăca. Acum mai greu să voi tăi... purta, nu da. acum mai greu să mai devii selecționerul României după rădoi. Dar nici nu-mi doresc lucrul ăsta la momentul ăsta. Eu sunt selecționerul României în momentul ăsta. Da. Cum? Foarte ușor. Ia gândește. Dai sfaturi bune? Nu. Selecționerul României este familia mea. A, da. Este copilul meu. Cum aș putea eu să mă gândesc că aș dori să fiu selecționer României, nu? În locul unui copil de-al meu. Cum aș putea să fac lucrul ăsta? Păi nu, dar Cât de animal să fiu? Nici, n-ai mai putea să fii acum, când vezi că foștii tăi elevi au devenit selecționer. De deja... rândul, trebuie să acceptăm asta, nu? Îmbătrânim. Și vrem, nu vrem, trebuie să acceptăm lucrul ăsta. Însă, îți dai seama, n-am cum. Păi știu că ai fost... Nu? E familia mea. Cum aș putea eu să mă gândesc la la lucrul ăsta. Știu că ai fost fanul numărul 1 la turneul final din Dacă tineret e, în interviurile tale pe care le-ai făcut da. atunci când mai vine eu pe acasă așa da. de-a lungul timpului, ia un interviu mai vechi așa când a plecat el de la Steaua și m-a întrebat ceva. Așa. Și Hai, ai spus că va deveni un antrenor mare. Da. Da, de fiecare dată. Dar știu și atunci, da. Atunci eu n-am spus acum, da. eu am spus înainte să se întâmple exact. lucrurile astea. Da. Pentru că la un om îi știi caracterul, îi știi determinarea, știi uh, modul în care acționează și atunci știi că la va reuși. Pentru că sunt oameni care sunt sortiți să reușească. Parcă ți-a urmat puțin traseul, că nici ție nu ți-a fost ușor prima dată la Steaua. Da, nu, dar și am și spus că s-a întâmplat la fel. Știi, cum, de multe ori noi venim cu entuziasm, dar nu venim cu niște cunoștințe, cu un background care să ți permită să mergi la o echipă cu o presiune foarte mare sau cu o învergură foarte mare. Dar inima zice da, creierul spune nu, dar inima spune da și atunci depinde ce asculti. Da. Știi? Și el spune atunci că mai putea să joace și că avea o ofertă. Da, da. da. da de... Steaua e tentantă. Dar eu i-am propus să, să meargă cu mine la echipa națională a Arabiei Saudite și chiar o să spun un lucru că am văzut că Toată lumea face această confuzie cu echipa națională a Arabei Saudite, că eu am fost selecționerul. Eu am fost împrumutat de Clubul Al-Ahli pe o perioadă de o lună pentru echipa națională a Arabiei Saudite. După care eu am, nu am plecat de la echipa națională a Saudite. Practic nu ne-am întors. Avionul a aterizat la Dubai. Acolo a fost un moment emoționat, în, emoționant în care ne-am îmbrățișat, ne-am dat și lacrimile jucătorii au plecat mai departe spre Arabia Saudită. Eu am rămas la Dubai. Eu am fost chemat de detașat. Da exact. Am fost da. chemat de autoritățile din Dubai de cele mai înalte autorități din Dubai și m-au rugat, de... rugat pentru că la echipa națională a fost un antrenor care a fost demis sau a plecat. Nu mai știu exact să însoțesc echipa și am spus, nu știu echipa, nu am cum să fac selecția, nu cunosc jucătorii și zis, nu, trebuie să mergi, eu... indiferent. Și atunci, o parte din stafful meu a rămas cu echipa, dar nu era, era pentru că juca și Emiratele pasie. era întreruptă competiția, nu aveam competiție. Aveam niște meciuri, ceva de genul ăsta, au rămas câțiva cu echipa, iar eu am mers cu ceilalți. Pentru că așa trebuie să mergem și pentru că eu am avut tot timpul o relație specială cu conducătorii fotbalului de acolo și din Arabia Saudită și am făcut-o cu mare plăcere și cu mare bucurie. Însă a fost foarte greu pentru mine, că e un lucru atipic să duci o echipă cu câteva săptămâni. Practic eram Danemarca ceva de genul ăsta, de la campionatul european. Da. Și era destul de greu, însă am acceptat cu plăcere, nu am câștigat niciun ban, n-am fost plătit, n-am fost remunerat pentru lucrul ăsta. A fost o chestiune pentru că eu am antrenat acolo și m-am simțit foarte bine și am avut o relație foarte bună cu oamenii din acea țară. M-am simțit dator să fac lucrul ăsta. Și atunci ai vrut să iei pe Mirel Arabia noastre? Am, la at Arabii chiar atunci am vrut să. De uh, pentru că nu aveam un staff care să rămână la echipă și unul care să l iau cu mine, nu aveam suficient de mulți oameni, m-am gândit să l iau pe Mirel și să-l atrag peste, către meseria asta. Și el a zis că și -a, se gândește să mai joace și n-ar fi bine pentru că pe urmă ar fi greu să întoarcă de la antrenor să devină jucător. După care a mers la, la steaua. Și a și ales cu inima. Și cunoștea pe jucătorii naționali Arabii Saudite, Da, da, pica... da. Păi asta a fost un refactor. Mulțumesc, Oli, încă o dată. Nu ai pentru ce. La mulți ani să fii sănătos. La fel. Să ne revedem și peste 40 de ani. Sperăm. <laughs> da. Și cu tricolorul pe tine. până atunci. Da. A fost un interviu cu Cosmin Olărăiu. La revedere!